Cum au fost convinși, cum au decis Mircea și Răzvan Lucescu să se alăture acestui proiect? Pentru că au fost ani în care Mircea Lucescu a fost reticent în a se implica la Dinamo și mișcarea aceasta de acum două săptămâni a surprins pe unii. Există posibilitatea să-l vedem în viitor implicat, activ în viața clubului, dacă nu financiar, pe plan sportiv? Păi este deja implicat în momentul în care a făcut pasul, da? Nu este ca atunci când m-am înscris eu în programul DDB și am zis, haide, că dacă sunt dinamovist, trebuie să cotizez și eu. Nu, omul i-a adunat la masă pe oamenii care reprezintă proiectul acesta, a vrut să vadă despre ce este vorba în acest proiect. E un om care are o experiență extraordinară în fotbal și în viață. Și după ce a văzut, a întors pe toate părțile fiecare pagină a proiectului, a cerut un timp de gândire, da? Deci el nu a văzut programul de DDB pe platforma noastră, sau ca să vă arăt asta, cum arată, și gata, a hotărât să se înscrie Mircea Lucescu sau Răzvan Lucescu. Sunt oameni care au studiat, da? Deci iată, platforma din programul DDB. Cineva care vede linkul www.programddb.ro vede despre ce este vorba, vede cifrele care sunt aici și spune gata, trebuie să mă înscriu și eu. La Mircea Lucescu și la alți oameni la nivelul acesta nu a fost suficient doar atât. Au luat la studiu tot ce înseamnă proiectul doar Dinamo București. Iată, nu cum apar aici cifrele pe care cineva le poate vedea. Și aceste lucruri le-a văzut Mircea Lucescu, dar dincolo de asta a văzut toate paginile proiectului cu tot ce își propune pentru viitor acest proiect și așa cum am spus, a avut nevoie de timp de gândire, s-a consultat cu Răzvan Lucescu și au spus ne implicăm. Cum am putea să ne implicăm? Păi există varianta aceasta de a fi membru în proiect, elită, care înseamnă 1948 de euro pe an, sau membru simplu 48 de euro pe an. Amândoi au spus și Răzvan și Mircea Lucescu au spus, no, bun, dacă asta este cota cea mai înaltă, 1948, noi intrăm ca elită în program de DB, dar este puțin. Familia Lucescu nu vrea să se implice doar cu 1948 de euro, ci se implică cu numele, cu experiența și au spus, vă dezvolui aici un secret. Băieți, faceți o categorie de membri ai programului DDB undeva mai sus, poate de 10 ori decât ceea ce înseamnă membru elită, 1948 de euro, și noi suntem primii care ne vom înscrie la categoria aceea de membru DDB.